s-a părut? A părut? Da. Așa. Bună dimineața! Bună dimineața, fetelor! Dar de ce mi apare și mie? Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, Ana, mulțumesc! Bună dimineața, Vio! Bună dimineața, Loredana! Stai, fetelor, să văd dacă reușesc să mă distribui și eu. Nu, nu, nu. Nici măcar nu. Violeta, bună dimineața, Loredana, bună dimineața. Bună dimineața, fetele, Andreea, dimineața, drăguțo. Bună dimineața, fetelor. Fetelor, eu am dat materialul jos. Am avut aici unghiuțe de 7 săptămâni, zis? Da. Da, și am dat materialul jos. Și am curățat cuticula. Acum degresesc cu cleaner și am apuc de pus soluțiile de pregătire. Trebuie să mă grăbesc. La 11:30 am următoarea clientă. Deci, neapărat trebuie să fiu gata până atunci. Vreau, nu vreau. Vrei să ai aminte? Bună, spart. Bună, mulțumesc. Mariane, bună. Bună, bună fetă pe vizită. Degresat, am curățat. Noi avem aici niște unghiuțe cu tendință de creștere în jos, încovoiate. Voi da și primer. Primer non-acid de la Molilac. Și voi pune și o bază, apoi Ionela Giugoleanu, neața. Neața, neața. Tismanar Ionela, bună dimineața, să aveți spor. Bună dimineața, mulțumesc, fetele. Marisa Sarbo, bună dimineața, de frumoasă, cu mult spor. Bună dimineața, asta mulțumim, o să am nevoie astăzi. Da. Milena Fidoftea, bună dimineața, pentru să ai spre Olica distribuit. Bună dimineața, mulțumesc. Roxinens, bună dimineața, cum o spui? Bună dimineața. Fetelor, să-mi ziceți dacă se aude și se vede bine, dacă tot e ok. Nu avem probleme tehnice. Am mai revenit și eu pe live-ul. Chiar mi-era dor. Săptămâna trecută n-am făcut nici măcar unul. Da, am o perioadă așa foarte, foarte încărcată și atunci un pic mai greu. Bun, am dat primer. Primerul las câteva secunde, adică până mi-au eu baza, până am dat la cealaltă lună. Și aplic baza Bost de la Victoria Bin. Pun câte o picătură. Denisandra, bună dimineața. Bună dimineața. Pun câte o mică picătură și apoi distribui cu pensula de gel pe toată suprafața unghii. Iulia Mihaela, bună dimineața! Bună dimineața! Iulia Mihaela, se vede și eu bine. Super! Dar ce matinale sunteți și voi, fetelor? V-ați băut cafeaua? Eu încă nu. Deci ce n-am băut cafea? Nu? Acum cât am fost răcită, nu am băut cafea. Astăzi, cred că azi mă simt așa obosită. Elena Popică, neața drăguță. Neața drăguță. Și pensula de gel distribui ușor, ușor pe toată suprafața, fără să atingem zona de cuticulă sau faldurile. Mergem foarte încet. Și apăsăm, da? Pensula se face așa ca un mic evantai. Denisa, ce aspirator folosești? Vai, fetelor, mă las aspiratorul, va trebui să-mi iau altul. Tot se oprește și pornește când are el chef, nu știu ce o să-mi iau. Dar va trebui să-mi achiziționez ceva. Nu știu, îți recomand unul profi. Eu am dat 1000 de lei pe el și uite, când se termină garanția, are 2 ani, deja m-a lăsat.
Tot am zis eu că e filtru, că e nu știu ce, dar până la urmă ceva... Sper să reușească soțul meu să mai facă, să mai trag un pic de el, că n-aș vrea chiar acum să-mi iau altul. Dacă? Bună dimineața, am încercat să dau comandă la produse pe Nexar, dar nu faceți livrare pentru Irlanda. Tare aș fi vrut să comand. Bună dimineața. Păi doar dacă ai pe cineva în România și îți comanzi și apoi îți trimite ție pachetul. Nici în Anglia nu cred că se livrează acum, pentru că nu fac parte din Uniunea Europeană. Poate. Elena Popica, am băut-o. Merg la rapel imediat pe fit și sport. Oh, mulțumesc! Ramona, neața, tanti Aurica, asta e sport. Neața, tanti Ramona! Mulțumesc! Mie nu aș plăptea ce lampă folosești. O lampă de... A mea este de 36W, dar îți recomand una de 48W. Eu am niște lămpi mai vechi. Vă recomand să-ți iei o lampă de 48W cu tăvița aceea de inox sau de ce, de oglindă, așa, ca să reflecte lumina. Mara, ca da. Bună, fetele! Bună! Bun, am dat baza, Bost Base de la Victoria V. O să pun puțin Actigel pe vârful unghiei pentru a ridica arhitectura. Aici am pun cleaner sau alcool sau spray, te spune, eu am cleaner silker. Spune-le unghiuță, ce primer îmi recomandați? N-am înțeles. Ce primer îmi recomandați? Planuri? Primer. Primer, stai că nu m-am trezit încă. Primer non-acid de la Molilac. Cam rusuită. Neața. O să-mi iau un șerpetel. Și ne apucăm de treabă, da? Pudding de la Ale Paznocchie folosesc. Nu, mai un la Neața. Neața. Rămâne la mână. Îmi faci companie până vine clienta și îmi termin și cafea. Așa, poftă. Pun puțin acrigel pe vârful unghiei, da? Pentru a ridica arhitectura. Spăl bine pensula în cleaner și apoi îmi tapotez să am o trecere cât mai fină, să nu am mult de pilit. Și îmi fac botic de rățușcă. Da. Tapotez, acrigele se modelează foarte ușor. Dacă simțiți că se lipește pensula, mai spălați în cleaner. Puteți folosi și alcool sau chiar și spirit, dacă nu aveți, sau soluție specială pentru modelare, da? Și am făcut o arhitectură dreaptă. Da. Camerus, neața, fetele, spăr la mulțe. Neața, mulțumim. La fel. Punem cantitatea pe vârf. Spălăm pensula. Ștergem excesul, nu lăsăm mult. Ne va dilua acrigelul dacă lăsăm mult cleaner și tapotăm trecerea și apoi venim și facem boticul de rățușcă. Elena, Cristina, bună dimineața, e vorba de Poligen, că am intrat mai târziu și am auzit. Bună dimineața, da, de la Ale Paznocchie, de la Molilac. Dacă. Acesta, pudding, nuanța pudding. Da. Sunt acestea care sunt tu. Da. E mai simplu. Da, e mai simplu. Și vine asta și mare chestia asta, gaura asta, și poți să pui înapoi dacă ai, știi? Da. Gen nu risipești nimic. Opa, am avut și la cutie. Dar știi care e fața la cutie? Că îl întinzi atât alt, tragi de el până îl iei de acolo și... drăguț așa. Daniela, Liliana, Pernes, Neața, bună tuturor. Neața. Așa, foarte rapid, ridicăm arhitectura unghii.
Și apoi venim și peeling și deasupra ne facem tehnică fără peeling. Încercăm să vedem dacă reușesc așa de dimineață. Fetelor, la voi a început nebunia cu programările. Concediu, nunți sau numai, adică nu clar, numai, nu o să fie numai la mine așa. Toată lumea vrea unghii, vrea păr, vrea make-up, vrea de toate. Eu nu mă duc în concediu, așa că am tot timpul din lume. Dacă o să-mi iau o piscină din ea mare. Aici și stau în curte. Bună ca scripția. Bună dimineața, spor să aveți. Bună dimineața, mulțumim! Îmi tapotez ușor pierderea. Da? Elena, stai, eu de-aia sunt în concediu, deci vă doresc spor la muncă. Oh, mulțumim! Nu ne mai facem ciudă. Concediu plăcut să ai. Nicoleta, Enache, se usă ca ușor la lampă și cu tipsurile smart? Da, 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 foarte ușor. În câteva secunde deja ai uscat. Da. Aura Durneanu. Bună dimineața, în noi monomer sau cleaner? Bună dimineața, cleaner. Cleaner am eu aici. Era monomer. Monomerul miroase foarte, dar nu, că și îl diluează, știi, nu? Monomerul și miroase, oribil. Eu nu... Am încercat să lucrez și eu cu acril, cu pudră. Nu pot. Deci, cred că sunt alergică, pentru că tot mă mânca pielea pe aici pe piept și mă roșeam. Elena Cristina, mulțumesc. Cu drag. Cleaner, alcool. Alcoolul acela este ceva la... De la Aro, parcă. Am avut eu. De grâu. Din ăla de 96 de grade. Vădă? Sau spirit. Dara, neața, pici. Neața, Dara, pici. Bună timpa, bună dimineața. Bună dimineața. Ne dozăm în funcție de cantitatea pe care o avem nevoie la unghia respectivă, da? Spre exemplu, aici fiind unghia mică, clar, cantitatea va fi mai mică. În funcție și de tendința de gradul de încovoiere a unghiei. Dacă unghia este mai încovoiată, punem mai mult material ca să putem ridica arhitectura. Nu stau foarte mult să vă dau să-l biblesc. Pentru că voi veni și voi pili. Vă trebuie o pensulă specială pentru acrigel, ca să nu vă stricați pensula în cleaner sau în alcool, da? Pentru că ele se, pensulele de gel se strică dacă se ciufulesc, așa și nu le mai puteți folosi. Și atunci indicați să aveți o pensulă specială de acrigel. Avem fete pe live. 180. Oh, bună dimineața, fetelor! La cafea cu mine. Da, ce mare. Aici, pentru că e unghia mai mare, gradul de încovoiere e unul destul de mare, am pus mai mult. Adriana Alexandra Baltaș, bună dimineața, scumpă. Cum îmi pot da seama de la ce produs sunt alergică? Produsul prea mai furat și de la FSM, la fel și gel. Mulțumesc frumos. Eu am mai văzut ceva, nu am încercat, dar am văzut gen pe net, cum că își face un fel de testare, pe că ți-a dat imediat, își pune o picătură de gel și lasă acolo câteva secunde, minute, își pune gen aici, în zona asta mâinii, își pune o picătură de gel și dacă zona aceea ți se înroșește, ea zice că ești alergică la produsul respectiv. Acum eu nu am încercat. Te testezi și la, da, când faci vaccinuri și injecții și tot așa. Da, poți să încerci să-ți pui o picătură de gel să vezi sau o picătură normal de la primer, cam se fac alergiile, nu de la gel. Dar, nu știu, poți încerca. Sau pune, spre exemplu,
puneți pe unghie primerul respectiv și încearcă să folosești alt gel și așteaptă, sau puneți gel și fără primer, să vezi. Încearcă mai multe metode. Bună dimineața, mulțumesc. Ramona, acum deci așa matinal, de obicei ești cu live după amiază. Da, pentru că m-a prins am prins clienta și după nu mai am timp să respir. N-o să mănânc azi, n-o să fac nimica. De obicei, da, eu sunt mai după masă. De obicei îmi place să lucrez după masă. Dimineața să-mi fac eu treaba mea liniștită și după masă să lucrez. Dar situațiile se mai schimbă. Denisa, bună dimineața. Bună dimineața. Ana Georgiana Chirila. Mi-am comandat și eu afligerii super. Eu pățesc la ale. Ale mele că le-am subțiri. De, mi se desprinde de gel unghia mea naturală. Cred că o să pun și eu poligel și eu să-mi iau unghia. Exact, da, da, așa se face. Da? Deci, acesta am folosit. Poligel, acrigel, cum vreți să-i spuneți voi, de la Le Paznok, e nuanța Pudding. Rămâne, rămâne. Deci, mă îndoamnă și avea când a dorit să intre la... Da, nu prea. I-am spus de când a intrat pe ușă. Îmi pot să faci toată una. Astăzi facem live și am zis, na, bine. Adriana Alexandra Baltes, mulțumesc mult, pupiți. Cu drag, te pup. Lăsăm câteva secunde pentru că ea tot s-a uscat până am pus la un deget, s-a uscat la celălalt și tot așa. Și lăsăm un pic să mai usuce total. Bă, că toată mâna așa acolo. Și degresăm și ne apucăm de pilit. Nu plecați. Nu plecați niciunde de la pilit. A fost să venim deasupra și să facem tehnica fără pilit. Edi! 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 S-a trezit Mario? Da. Dar du-te acolo înăuntru. Bună dimineața, drăguțo. Du-te înăuntru. Stai înăuntru. Ai mâncat? Ai mâncat, așa-i? Da. Nu știu, cât ești murdar. Du-te la baie și stai acolo înăuntru. Poți să-mi dai. Ai dat la iepuraș? Ai, deci avem iepuri. Ah. Doamne, deci o scăpa sâmbătă cu taigăsul la piață. Și dai seama. Da, 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 că taigăsul le cumpără cam tot ce vor ei. Și da. N-ai fost tu de asta. Da, nu, că eu am zis, eu nu mă duc, eu vreau să dorm, știi? Și, uh-huh. Da. Bun, am degresat. Bine, am făcut. Am degresat și acum pilim. În primul rând, cu pila înclinată la 45 de grade, pilim vârful, apoi două pile lateral și apoi venim și ne îngustăm puțin, adică ne dăm formă. Pila mea stă tot la 90 de grade. Îmi ridic puțin laterala, fără să mănânc din laterale și apoi aici puțin nivelez pentru că acrigelul l-am așezat destul de bine. Vă permite să-l așezați foarte bine, să nivelați și puțin îmi nivelez unde cred eu că mai am și asta e tot procedeul. Ne verificăm vârful. Oricum eu la vârf o să mai lucrez după ce curăț pe sub și gata. Ia, rapid. Un pic mai în spate, așa. Deci, vârful, 45 de grade, prima dată din punctele de stres, două pile drept și apoi coborâm mai jos de punctul de stres și venim și ne dăm forma. Da? Noi nu mai insistăm în zona punctului de stres. Bun. Ridicăm și lateralele puțin. Mulțumesc, vai, fetelor! Am zis că o să intru live cu voi și... Na... Eu am avut sâmbătă foarte multă treabă pe aici, pe acasă. Nu, de obicei, sâmbătă încerc să nu pun programări. Și am avut foarte multă treabă. Și după ce mi-am terminat treaba, mi-am rupt și două unghii. Și am zis, hai, neapărat trebuie să mi le fac. Și
fost așa, pe repede, mi-am pus un cover, mi-am dat un top și aia e. Da, mulțumesc pentru... Oricum, de obicei, eu unghiile mele evit să le fac. Cât mai rar, cu cât mai rar, cu atât mai bine. N-am nervi pentru mine, serios. Nu știu dacă voi sunteți în aceeași situație, dar eu chiar n-am nervi. A, dar pe ce vrei să mergi? Mai mult pe coafor sau? Nu, pe niciuna. Nu? Nu te-ai axat pe nimica sau? Nu. Sau nu vrei ca asta să fie... Nu vreau. Nu? Păi și de ce ai mers la asta? Nu, nu zic eu. Asta mi-a distribuit trăgătorul. Da, îmi place. E bine să știi. Chiar dacă da, vrei să faci altceva. Oricum poți să fac ceva după aia. Dacă o fac. Hai că e cum să nu. Am înțeles că am asta a fost foarte ușor la bac. Nu știu, am fost în Spania. N-am fost interesată de școală. Nu așa am înțeles, că mi-a zis că a fost ușor la bac anul ăsta. Ce părere aveți despre clipelul de la cani? Nu l-am folosit. Doar Venalisa am folosit, care e ok, doar că e un pic lipicios. Da, se poate lucra și de rezistat, rezistă foarte bine. Și cani nu, n-am folosit. FSM-ul mai avem pe site, care chiar e bun. Și Alepaz nu. Molilac, cum puteți să-l denumiți cum vreți voi. Ați zis cât am lăsat? 130 de secunde la final lampă. Cam așa, nu? Da. Că n-am mai apăsat niciun buton. Și deja s-a polimerizat. Dar el nu este foarte pigmentat, este un pic mai translucid și se polimerizează. Da, se polimerizează mai repede. Aseară vorbeam cu cineva, știi, și vorbeam gen de unghi, vorbeam un termen din ăștia de... și stătea Florin și stătea să-mi bag piciorul. Băi, frate, nici la medic n-aud din astea. Alexandra, doamne, asta să fie la fel de ușor atacul și anul viitor. Da. Și peste 2 ani. Așa am înțeles de la clientuțe. Că ar fi fost mai ușor la bac. Da, am zis ceva la mine. Lore. Cine? Am luat. El o lua, de fapt. Cine te mare o luat? Bine, că am și învățat. Nu și învățat. Clar. Bine, el oricum a fost un băiat așa mai liniștit, mai... Da. Ai să vezi live-ul, să știi cum te văd. L-am lăudat. Nu, dar câți tineri mai sunt așa, adică... Da. Mai nu auzi nici nu mai ești bat capul. Exact. Bine, mie oricum mi se pare un pic așa examen. Deci din clasa a doua încep și dau în fiecare, adică în anii... Două pari, dau examene. Mi se pare așa un pic aiurea. De ce să dai? Pentru ce? Adică da. Tot anul nu te diferențiază notele și mediile și asta. De ce să mai ai și examenul ăla? Adică fiul meu la, pe clasa a doua a fost foarte stresat. El are ticul ăsta de a-și lua de unghiile, deci n-ai. Săracul. Acum s-o liniștit. Serios. Da, e foarte stresant pentru clasele mici, a doua, a patra, a șasea, a opta, tot. Și așa e. Da, deci mie mi se pare un pic aiurea, de ce să examenele astea. Da. Mai mult e... Stres. Păi oricum te diferențiază ce înveți și ce știi. Da. Nu neapărat trebuie să dai un examen pentru asta. Să vezi că ești mai bun sau mai puțin bun ca.
Plus că se ajunge și se fac diferențierile astea un pic cam mari și între copii, știi? Mm-hmm. Că uite, unii copii sunt foarte răi și atunci știi, râd unii de alții. Da. Bine, acum în clasa a doua ei nu știu, cam și numai ei vorbesc între ei. Nu, n-au voie, știi, să spună. Mm-hmm. Am avut gen o întâlnire cu doamna și copilul, fiecare părinte, mm-hmm, separat. Dar copiii vorbesc între ei și... Da. Dar pe asta nu sunt așa importante. Nu, dar pentru, deci pentru Eli, da, a fost foarte stresant. Deci chiar săracuțul stresat de numă. Acum noi avem gen temă, nu de la doamna, de la mine. Știi, trebuie să citim în fiecare zi 5 pagini. Să vezi când uit, știi, și nu-l pun săracul, nu zice nimic. Altădată îl văd numai că și ia cartea și citește singur. Dar ce zice, lasă. A uitat. Bine, are și un... Putem ce când era mică. Are și un program full. Și cu saxofonul și cu toate. Na, chiar e ocupat și înțeleg. Nu prea are timp. Nu chiar nu se fixește. Da, dar știi, asta e bine, pentru că nici nu are timp de tâmpenii. Uh-huh. Eu zic așa, copiii ocupați, n-au timp de tâmpenii. E și noi când eram mici, făceam și noi tâmpenii, dar aveam multă treabă, nu prea da, ne permitea timpul să gândim prostii. Nici nu prea erau. Nici nu erau atâtea, clar. Da. Bine, și așa, uite că el vrea iepuri, vrea de astea. Mm-hmm. Mai zic ceva, fetele, că noi... Acum. Ne-am dat-o în altele. Mai sperăm că nu se mai dau nici premii. Băiatul meu a plâns când a văzut că mi-a dat premii. Adrenalina Alexandra Baltă. Balea noi s-a dat și cei care au luat premiul întâi au avut și coroniță. Adică nu s-a zis gen premiu putare. Dar i-a chemat cumva în... Să dai sângele? Mm-hmm. Unde? Da? Da, ce-o durut? Nu. Cum am văzut? Poate am pus un pic de presiune și pila. Da, nu. E și pila de foarte fină, de 150-240. Mm-hmm. Au fost așa la noi. Trei copii premii întâi, i-a chemat primii și au avut coroniță și apoi pe ceilalți i-au chemat fiecare pentru premiul lui, dar fără coroniță, fără nimic. Băi, da, felicitări pentru vară ta. Deci, jos pălăria. Ce? 10 pe linie. Ce? Cea mică. Ah, Ade. Azi, da, Adelina. Bă, deci am chiar... Mulțumesc. Am văzut să mă laud acum. Da, deci pe bune, chiar nu m-am așteptat, sincer. Da, îi place să învăț. Deci nu. Singura din școală cu media 10 pe linie. Și mi-a plăcut că a fost recompensată, adică... Uh-huh. Fetelor, chiar la voi se fac recompensări de la școală, primărie, pentru cei cu medii de 10. Deci jos pălăria. Bravo ei! Da, mereu că așa mai... Da? Învățat? Da. Dar și Alexandra a învățat. Se simte de că și-a învățat. Bine. Da. Foarte bine. Ai și fiul meu, hai să mă lau și eu, că și el a fost cu coronița. Și clasa e acum? Acum se zice a treia, da. Să mă laud și eu. Hai, pe laudă-te, hai, zi-mi ce ai spus. Simt. Oh, super! Foarte bine, bravo! Bine, am fost și ajutor online ăsta un pic. A fost mai simplu un pic. Nu am ajuns de catești și... Aici unde mai nu m-a ajutat. Bă, să știi că la noi cu online-ul, deci fost doamna mai mult decât era... Deci doamna le-a dat mai mult decât probabil că le-ar fi dat în clasă. Deci foarte... Bine, așa a fost și la noi, că e seama că
faci o lecție care ai făcut-o în 3 zile sau... Și tu o faci într-o oră, nu? Da, tu ți-o trimite direct și tu o scrii în caiet sau așa, știi? A, nu, dar eu am făcut na altfel, adică genul ăsta, doamna, și avem exercițiu cu tare de făcut, na, are 10 puncte, exercițiu, fiecare copil trebuie să facă un punct. Ba, Naina, bună, fete, îți spune la treabă. Bună, mulțumim! Ce mă de face ceai? Stai că am dat-o în școală. Ce facem? Ceva valuri. Ce unghie mov. Ce unghie mov. Și cea mare, nu? Sau? Nu, doar și asta mică. Da? Da? Și cea mare? Tot cu valuri? Nu știu, mă mai gândesc. Te mai gândești? Ok. Na, bun. Împilit. Unghiuțele. Așa. Iau un pic aici să-mi cutur praful. Da, și aspiratorul meu face figur. În care mă faci zgomot. Da, câteodată, așa, când pornește și el. Nu tot timpul, dar mai are câteodată. Bun. Și acum o să-mi iau un bit pentru underfill. Așa, o să-mi iau ăsta. Un bit conic, da? Albastru, de pe Nail Sap. La fel, acolo îl găsiți. Și o să curăț unghiuțele pe sub. Deci, eu nu am loc la masă. Ți mai trebuie o zi pe lângă. Da. Nu am loc. Bun. O să încerc să-mi pornesc aspiratorul și curățăm. Eu nu am foarte mult de curățat pentru că sunt ghiuțele mici, dar încerc să-mi curăț foarte, foarte bine, nu fac așa. Îmi țin degetul meu mijlociu aici pe unghie, pe lateral unghii, pentru a nu scăpa bitul. Nu fac așa. Și eu, Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Încercăm să curățăm, să lăsăm o suprafață fină, să nu avem acolo denivelări. Întoarce. Așa. Dacă se încălzește în vizor. Da. Avem și hiponicul în aici. Da, lui, la un deget. Hmm? Da, la un deget. Cam toate, ai putut un pic. Da? Mm-hmm. Da. Pentru că ai unghiile cu tendință de creștere în jos. Nu se vede. Felicare unghiile, dar vreau să facem. Salut! A pornește și aspiratorul meu așa, când tu? E bine, nu? Da. Chiar nu știu că mai ieșesc dintre noi. Da, mai... Așa, câteodată. Trebuie să chem pe aia pe menic să văd. Da. Nu vreau mai mult, că e mai scump rețetă. Mulțumesc și eu, pe tu. Bun, după ce am curățat unghiuțele pe sub, o să-mi scutur puțin de praf și cu pila. Ce mă porni de iară? Bun, cu pila o să vin să-mi verific lateralul și vârful unghii. Să nu fi ciobit, să nu fi lăsat ceva acolo. Așa, ușor, ușor. Hai, Madalina, bună! Bună! Unghiuțele sunt foarte subțirele. Și o să mai vin să-mi formez apex-ul. Iulia Mihaela, cât timp îți iau construcție? În jur de 2 ore, 2 ore jumate. 3 chiar, poate, depinde de lungime, depinde de model.
Depinde de patul unghial al clientei, de cuticulă, cât timp îmi ia să curăț cuticula. Ana Maria Marcu, bună dimineața și să ai spus. Bună dimineața, mulțumesc, pupici. Mira, Florestea, ce mă desfaci azi? Facem valuri cu mov. Și roz. Și roz. Bine, sunt ca Emanuela, bună dimineața. Bună dimineața. Ridicăm și lateralele. Să avem laterale de bărcuță. Așa. Bun. Scuturăm un pic praful. Am luat o bază de la Slovenia și nu se pigmentează când dau cu gel curge. Cum adică? Am luat o bază de la Slovenia și nu se pe... când dau cu gel curge. Ce curge? Baza? Păi baza la... Dacă pui gel peste, trebuie dat un strat foarte, foarte subțire. Deci nu are cum să curgă. Sau nu, nu înțeleg. Fii mai, un pic mai explicită. Degresez foarte bine unghiuțele. Pișcă. Pic. Am trecut. Gata. Bun. Cam așa. Următoarea de vreo fac transparente și îmi place. Da. Îți place? O să folosesc... Curge gelul. Curge gelul? Uh-huh. Păi, și atunci de ce crezi că e de la bază? Gel, probabil că pui o cantitate mare. Eu mai am aici puțin Perfect French Milkshake de la Ale Paznocchie. Puțin, cred că la tine... Îl termin, sper să-mi ajungă. Nu să le cumpăr. Așa. Și o să încercăm să facem tehnică. Bună dimineața, bună dimineața, dragă mea, să ai frumoasă, te pup. Bună dimineața, mulțumesc, asemenea. Hai zi, Madalina, rămâi baza pe lichidă pe unghii și curge gelul. Trebuie uscată. Da, nu ai polimerizat baza? Adică dai strat de bază. Foarte subțire, polimerizezi și apoi vii cu Apex din gel. Adi, Madalina, cu altă bază nu am treabă. Nu îmi dau seama la ce te referi, să curge gelul. Nu, așa că nu știu. Nu știu. Bun. Strat de alunecare, îmi iau o cantitate de gel un pic mai măricică. Așez la cuticulă. Nu îmi dau seama. Nu-mi dau seama la ce te poți referi. Bun. Și acum cu pensula subțire vin și îmi trag de gel. Pentru a duce și pe lateral și în păr. În cuticulă în părți. Păi asta e pentru că pun prea mult, probabil. Întoarce. Întoarce de drept, să vă și așa. Și cu pensula subțire. Încerc să-mi ajut să-mi curgă gele, să pun la ei. Așteptăm câteva secunde, apoi întoarcem și ne verificăm. Unde, Cristina? Merge să facem full apex cu acril sau poli, nu? Da. Mi răspunde cea cu gelul în părți. Poate pe o cantitate mai mare de gel, așa făceam și eu la început. Da. Adi, Madalina, probabil am pus prea multă bază. Da, în mod normal nu are treabă baza, adică nu din aia îți curge gelul, pentru că e baza în vreun fel. N-are importanță asta.
Probabil că tu pui prea mult material. Nu știu de ce crezi că ar fi de la bază. Baza se usucă. Păi da, baza se usucă, adică ori pui o cantitate foarte mare de bază și atunci gelul ți alunecă mult mai repede. Nu mă gândești tu? Probabil că pui o cantitate foarte mare de bază și îți urge în lateral și automat gelul se duce acolo. Să știi că dacă baza ta a curs, unde a curs baza, acolo va curge și gelul. Adică dacă tu ai atins în falduri cu bază și ai polimerizat, sau chiar și dacă ai șters, pentru că nu ai cum să ștergi atât de bine decât dacă dai tot jos și ștergi cu șervețel. Da, Cristina, de ce ai cu baza? Pe ea las-o, micșorează cantitatea de gel pe unghie și înainte de a băga în lampă, întoarce mâna câteva secunde. Dacă ți se pare că e gelul lichid, ține-l puțin la frigider înainte. Ildi, ziua bună frumusețe! Bună ziua, drăguțo! Gata concediu? Cristina Angelescu, bună fetele! Bună, Cris! Întoarce! Deci, fetelor, folosim până la ultima picătură de gel. O să ștergem borcan aici, în live. Nu a trebuit să-mi dau și eu o comandă. Eu nu prea mai am geluri decât de tip geleu. Întoarce! Bacă degetul. Da. Dăm strat de alunecare. Da, uite, deci eu stratul de alunecare, stratul meu de alunecare nu este unul foarte gros, dar nici unul la fel de subțire cum ar fi baza. Este un strat ușor mediu. Am ceea ce am achilină. American, dar ce cum îl forma unghiilor tale? Dacă eram lângă tine, mă însuțeai. Te pup. Bun. Deci am dat strat de alunecare, da? Uniform pe toată suprafața. Iau o cantitate mai mare de gel, o așez în apropierea cuticulei, împing ușor spre cuticulă, împing spre lateral, da? Cantitatea nu este foarte mare, mai bine e o cantitate mică și mai adaugi material dacă ai nevoie. E de o parte, spre chiară. Oh, ce viață! Te pup, Ildi! Și apoi cu pensula subțire vin și înduc spre lateral și spre vârf, mă așez. Întorc mâna și apoi cu pensula subțire mă ajut, da? Dacă am un material în vârf, trag de el spre apex. Dacă văd că am în apex prea mult material, trag spre vârf. În așa fel încât să am o suprafață foarte bine nivelată și să vină așa, ca o curbură, ușor. Întoarce. Ne verificăm la blic, mai întoarce o dată. Cantitatea de material nu trebuie să fie mare. Să vă dozați materialul în așa fel încât să nu vă curgă, iar uitați. Dacă. Bine, Mihaela, asta e tehnica fără plire, nu? Da, da. Da. Am pus poligel, acrigel pe vârful unghiei, am ridicat arhitectura și acum vin cu o tehnică fără pilire. Puteți să veniți și cu tehnică cu pilire, dar pentru a scurta timpul, o să fac așa. Așez frumosel pe lateral. Și apoi trag spre vârf și cu pensula subțirică vin și trag pe laterale, da? Vedeți, eu nu m-am băgat pe lateral și îmi las acolo un milimetru de spațiu. Întoarce. Pentru că gelul se prelinge un pic. Și eu dacă îl bag până în falduri, automat va curge. Și la cuticulă la fel, îmi las acolo un milimetru. Întoarce. Nu e precansat.
Iubită la muncă, cu patru copii, fără bărbat, fără mamă. Oh! Atunci succes! Baftă, Zahildi! Îmi place. Merlo. Da. Strade alunecare. Anda Cristina, și acum îmi vine Cristina în minte, care spune, eu nu pot să nu pun pila pe gel, nu pot fără să-l pilez. Să știți că și eu fac de foarte multe ori așa, dar mai sunt și cazuri, mai rare, în care nu. Depinde de patul unghial al clientei, dar o pilă în vârf, clar se dă, indiferent de ce tehnică e. O pilă în vârf, da. Da, asta depinde și de la mine foarte mult de stare, de dispoziția pe care o am ca să-mi iasă tehnica fără pilire perfectă în tot ce. Dacă mi-am finisat foarte bine suprafața, ține de foarte multe lucruri. Așa. Așteptăm câteva secunde. Întoarce. Aici, spre exemplu, nu-mi place. Am un pic o brică. Întoarce. Mirea ce seamă bună. Bună! Andreea Alexandra Bartoș, iubita, este adevărat că folosim de mover pentru cuticule și încurățăm bine acolo, materialul poate prinde aer în acea zonă? Da, 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 da. Indicat îi spălat pe mâini sau șters foarte bine cu șervețel umed. Mai întoarce dată. Un pic așa. Mariana Duma, asta este prima etapă? Prima etapă, adică acesta este, formăm apex-ul, bagă, apex-ul acum. Stai că m-am, vreau să-i răspund la cealaltă. Deci, dacă aplici remover, trebuie să spele foarte, foarte bine pe mâini sau cu un șervețel umed să ștergi foarte, foarte bine zona aceea și apoi degresat cu cleaner. Altfel va prinde aer acolo, pentru că remover-ul acela este un pic ca o grăsime, așa, și clar va prinde aer. Bun. Prima etapă a fost curățirea unghiei. Da, mătuirea unghii, curățirea cuticulei. Acum noi suntem în faza în care formăm apex-ul, adică rezistența unghii. Bine, zi-mi, am dat unghii, mă așteptă pe Andreea, o întreținere ca lumea. Îmi trimite și mie poze să văd ce ați lucrat. Întoarce. Așteptăm câteva secunde. Ana Georgiana Chiriu, faci un model unică? Da, facem ceva valuri. Dacă, un model rapid de salon. Da. Și să fim în cadru, suntem buni. Deci, stradei alunicare. Aici am o scamă. Deci nu știu de unde apar camerele astea așa, din senin, zboară prin cameră. Nu știu de unde. Magdalena Andreea, nu știu că să plecăm sau mai de dimineață. Oh, te pup, Andreea. Drum bun să aveți. Așa, și formăm apex ușor, da, vedeți că eu nu mă apropii de cuticula, îmi las un mic spațiu acolo. Ușor, ușor. Trag și spre falduri. Când am ajuns aproape de vârful unghii naturale, trag și apoi cu penzula subțire. Vin și mi-așez pe lateral, dar la fel îmi las un mic spațiu acolo și în vârf. Nu pun presiune pe pensulă și acum mă joc. TikTok-ul. Întoarce. Așa.
Aici nu-mi place, mai am o mică dinivelare. Aici. Dar ce? Deci nu cred că am mai făcut eu live luni de dimineață de... Și luni și așa de dimineață. Și la prima clientă pe săptămâna asta. Deci, mă simt special. Te simt special. Dar se zice cum îți începi ziua de luni, da. Așa continui toată săptămâna. Ana Georgenache e super, îți ajunge și gelul. Da, și mai și rămâne chiar. Mai folosesc la o întreținere. Mai am și eu, cred că prin chisigilat. Acolo sunt super gelunte. Ce mai are? Întoarce. În gel. Bagă. Dar n-am înțeles. Ce... Da. Îmi și rămâne fetelor chiar gel. Deci. Nadia nebună, neața Urico. Neața. Chesaru Nicoleta, bună dimineața. Ce părere aveți despre Julecane și Renalisa? Bună dimineața. Una foarte bună. Sunt foarte bune. Iar raportul calitate-preț e unul super fain. Acum avem și o gamă nouă de OJV Nalisa, VIP 3 se numește. Încă nu l-am încercat, dar o să vină și timpul meu. Îmi tace. Așa. Găsiți mai multe filmulețe, fetelor, pe pagina noastră, pe TikTok, pe Insta, peste tot ne găsiți. Și așteptăm câteva secunde. Întoarce. Verificăm blicul. El trebuie să fie uniform și într-o parte și în alta, nu doar pe mijlocul unghii. Înainte să băgăm în lampă, mai întoarcem câteva secunde pentru că gelul se lasă un pic pe laterale. Bacă. Uităm și un fir de păr pe aici. Nu există viață fără fire. Așa e. Doamne, nici de-abia apuc să mă duc să mă tund. De-abia apuc. Te transport ea? Nu știu. Adică n-are ce să-mi fac altceva, adică scurt. Bine, gen nu scurt pixi sau ceva, că nu, nu mă văd, dar... Da. Bob. Da. Se dea o formă, măcar că... Fetelor, eu n-am mai postat poze, cam o frizură de, să nu zic nimic. Să nu zic. Nu mai încoace un pic? Chișoară, Nicoleta, bună dimineața. Mulțumesc. Cu drag. Știi, dar al comentariu și eu mă uitam la ăla. Ana Maria Ruzneță. Neața, neața! Așa. Așteptăm câteva secunde. Ia să vedem, aici parcă am un pic, cam un pe vârf, și drag în apex, mai întoarcem un pic. Uite ce? Dacă. Nu știu ce să luăm mânușa asta pe mâini, să-mi transpire. Sunt multe cald. Așa, stratul de alunecare. Da, vedeți, eu sunt foarte atentă să nu-mi ating cuticula și faldurile. Da, e foarte important ca să nu vă curgă gelul. Neața, faceți o picturică? Neața, astăzi nu pictăm, facem doar modele așa mai abstract. Așa. Întoarce. Trag din vârf, pentru că învârfam un material, duc spre apex. Așteptăm. Întoarce. Ia ce frumos. Bac. Și mai am și gel, fetelor, da? Uitați, mai am gel, cred că mai am de o întreținere acolo. Deci,
Deci nu s-a terminat. Nu s-a terminat la tine. Perfect French Milkshake am folosit de la Ale Paznoche. Șterg foarte bine pensula. Lăsăm un minut în lampă să polimerizeze bine. Așa. Eu scad, cum îl folosim? Dăm pe zona care se încelerează cu vesătorul și după lăsăm un pic și stătem cu plină? Da, da. Îți pui pe bețișor, bețișorul folosești o singură dată pentru a nu contamina toată sticluța. Ai șters o dată, foarte bine, apoi după ce ai lăsat câteva secunde, după ce ai șters cu alustat, ștergi foarte bine cu cleaner. Da, Cristina, nu irosim nimic. Nu irosim nimic, clar. Clar nu. Bun, după ce s-a polimerizat, trebuie să căutăm un mov închis, nu? Și un roz aprins și un mov închis. Hai să vedem. Mihința, Georgiana Stefan, faci și tehnica fără sprijire. Da, da. Așa? Aici e doar un stradat. Sau vrei mai așa? Nu, așa. Asta, asta. 0,65 de la Bon Fritti. Și roz, cred că pe aici. 0,65 am zis, da? 65. Gata, l-am găsit. Care? Asta. Asta. Bun, prin care? 0,14. Care vrei tu? Asta. Asta, 602. Ce bază ai folosit? Arată-l tu, e acolo? Nu. Boss de la Victoria Vin. 604, am zis, nu? A604. Și nu era și ceva alb acolo? Se vede, se vede. Ceva argintiu. Argintiu? Un pic de scăpicea, punem deasupra. Peste. Bun, deci Bon Fritti 0,65, doamne, ce Dumnezeu! Blagi. Mai modelul? Mai are modelul? Poate că îți dau culoarea și apoi. Vedem. Bun. Ce o să mai fac eu? O să degresez pentru că nu vreau să mi se umple culoarea așa un pic în cuticulă. Parcă se... Nu știu ce se întâmplă cu ea, alunecă cumva în cuticulă. Și atunci degresez foarte bine. Puteți să dați și un buffer chiar ca să vi se așeze culoarea și mai bine. Eu nu o să dau acum, dar ca idee puteți da. Dăm și cealaltă. De ce nu-mi dă adustea de la farmacie? Nu se găsește la farmacie. Eu n-am găsit la farmacie. Cel puțin aici la noi nu am găsit. Și... am pe cineva pe care m-aș putea baza, adică dacă avea clar, găseam. Bun, deci asta mică, da? Da. Împingem cuticula. Și cea mare, nu? Și cea mare. Și cea mare. Știu. Așa, o să dau două straturi foarte, foarte subțiri. Fiind unghia atât de mică, o să vin cu pensula subțire. Eu mai rar folosesc pensula subțire, dar unghiuțele fiind așa micuțe. Ținem ușor înclinat degetul în jos pentru a ne curge în cuticulă. Cum păstrezi paletele să nu se prăfuiască și mătuiască tipsurile? E, n-ai cum. Se prăfuie, se mătuiesc, dar eu am acum pe tipsuri din astea. Sunt mai recent făcute, dar se prăfuiesc, n-ai cum. Credem că au de moment. Cum? Cu alustatul.
A, credeam că au dat momentul. Nu, 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 nu am găsit. Nici nu știau de așa ceva în farmacie. Și am fost la vreo 3 farmacii aici la noi. Și nu. Decât pe site-uri. Mai aveau ceva bureței sau ceva hemostatici, parcă. Dar Aristat nu aveau. Dar dacă iei unul, adică ai în el, eu l-am de câteva luni bune. Cu coile la ce unghii mii zici că are 12 ani. Da! Se spune des. Se spune des? Da. Bine, nu 12, dar 15. Merge. Mm. Am micuț că e mai trecut. Da, lasă că e bine, știi? Acum poate că nu te bucur, dar când o să ai 30 și zic că ai 20 de ani, atunci te bucuri. Da. Da. Nu mai încoace. Vin din nou cuticula. Deja mi s-a făcut un mic spațiu acolo. Fentuța ta are unghiile mai mici ca tine, se poate așa unghii mici. Mm-hmm. Da. Am cliente care își fac și mai mici. Hai, ce mi-am lungit sticluța. Cât e ceasul? 10:30. Bă, ce rapidă sunt. O să mai am timp și de o cafea. Ai văzut? Harnică. Eu mă lau singură, na, nu. Narcisistă mică. Nu e mai știu dacă faci catalog sau tot se prăfuiesc. Mie catalogele tot mi s-au rupt, adică în timp, tot deschizându-le și închizându-le, s-au rupt. Da, parcă e mai ușor așa. Uh-huh. Și ia clienta tipsul și îl pune pe unghie și, da, mai flexibil. Așezăm frumosul la cuticula. Pe mâna asta vreau lucioasă și foarte mată. Da, deci facem și o mână mată și o mână lucioasă. Mat cu picățele sau mat simplu? Ți-am dat variante, știi? Da. Mă bate în ceață. Bine, picățele pe move-ul ăsta nu știu dacă chiar se vede. Eventual pe alea cu model, dar pe astea nu prea se vede fiind move-ul închis. Mai mat normal. Mat normal. Degetul ăsta. Da. Împingem cuticula. Șterg un pic, nu las mult material. Ia să moare. Așa. Mă apropii de cuticula. Vedeți aici, fiindcă am unghia mai mare, nici nu necesită pensulă subțire. Și mă așez, și pe lateral.
Facă degetul. Da? Împingem cuticula. Așa, puțin. Mai un pic de material. Mai vorbim nimica. Vorbesc unde este sau în ce oraș? În județul Arad. Fetelor, dacă sunteți interesate și de cursuri, cursuri private, cursuri de grupă, vă aștept cu mai multe detalii în privat. Degetul ăsta? Da. Oferim și diploma acreditată. Bineînțeles, prin susținerea unui examen. Dar pentru cele interesate, degetul ăsta. Na bun. Acum o să-mi iau pe palețică mov. Așa. Și o să-mi pun roz 604. Da, mama. Da, pot să ți-l dau, că nu l-am folosit. Hai și ia. S-o trezi, Mario? Da. Ce face? Da. Uite acolo, uite acolo. Așa. Și am pus puțin roz. Să șterg un pic și ne amestecăm. Un pic mai mult mou fără. Era mai mult roz. Mai mult roz? Așa? Este un roz portocaliu. Bun. Și o să-mi iau pensula de ombre. Nu știu care lui. Una din ele. Bun. Asta. O să-mi iau Blossom de la Venalisa. Pentru că așa mi se dispersează mai bine, da? Blossom. Puteți să folosiți și o bază mai lichidă. Și vreau să mai arăți cum era așezat. Așa. Bun, hai, vedem. Să vedem ce să. Bun. Dăm blasă și cu pensula de ombre vin și iau așa. Lăsăm un pic, se împrăște, întoarcem mâna un pic, ia se împrăște un pic, se dispersează și apoi băgăm în lampă. Uite ce. Stratul acesta de glasă mă ajută pentru a se dispersa mai bine. Întoarcem.
Mă zic fetele nimic? Nu mai vorbesc cu noi. Sunt atente aici. Nu tace. Da. Așa. Șterg pensula, da, nu-mi las aici, o șterg și o aplatizez foarte bine. Apoi eu iau. Deci un pic. Deci. Câteva secunde. Nu las cu mâna întoarsă normal, pentru că el se lasă pe laterale și nu vreau să am laterale groase întoarce. Ce frumos se împrăștie. Da. Știți care e cel mai fain parte aici? Pentru că nu ai cum, știi? Deci una iasă într-un fel și una un pic în alt fel, da, se împrăștie. Da. E diferit și așa de fiecare are ceva special. Da. Ce? La fel, câteva secunde. Apoi să venim și cu un plic de sclipici. Aici era mai mult roz și pornea din partea asta. Topul de la Venalisa, de la FSM, ce mai folosesc, de la Molly Lac, Dr. Top, dar cel mai mult folosesc FSM, și de la Bon Pretty, Super Top, da. Acesta, nu acesta, hai să-l văd unde asta. Foarte mult îmi place asta, lucios, dar... Așa, șterg pensula și vin și îmi iau din nou material. Așa. Mai așteptăm câteva secunde. Asta e. Punem puțin sclipici. Așa. O să-mi dau pe parte. Le închid să nu le împrăști. Aici mi-am și mărșit un pic sticluța. Poate. Să dau un pic de sclipici. Era gri, nu? Da. Sigur. De la Molly Lac Artistic Gel, o amestec un pic. Așa.
acum nu l-am mai folosit de mult. Îl puteți folosi și la picturi, la cărlioanțe, la tot ce vreți voi. Așa. Și cu pensula subțire, efectiv, vin și fac niște nervuri. Mă duc un pic după linia pe care am dispersat aici. Pornesc dintr-un punct un pic mai gros și apoi vin un pic mai subțire. Deci că e trandafir aici. Da, așa este, am văzut acolo. Ia, e ok? Da. Poți să faci? Subțire, nu lăsăm linii groase. Așa, da. Ok. Ce să mai facem? O să facem o mână lucioasă și o mână mată. Care face mată și care lucioasă? Asta. Aia, mată. Ok. Așa, deci... O să folosesc rubber de la FSM pentru unghiuțele mate. Da. Este un top cu degresare. Cu grijă, trebuie să acoperim toată suprafața. Nu știu să amezi sau lui vecin. Nu, e să vedem. Pare mic. O să dau pe toate cele patru unghiuțe și apoi o să întorc ușor mâna. Doamne, ce unghie mică ai, că de-abia îmi pun aici pensula. Păi vine unghii mele, vine pensula. Pensula e prea mare, așa e? Da. Corect. Sunt perfect de acord cu tine. Întoarce. Întoarce. Așa, și la cealaltă mână o să folosesc, ca să negresez un pic culoarea, ton plucios. Aici vom face câte o unghiuță, pentru că va trebui să formăm blicul. Folosim topul de la Bon Pretty, super top.
Întoarce. Întoarce să vedem. Baga. Îndem să-i dau și cea mare acolo. Cu grijă să nu avem zone... dacă noi nu aplicăm topul acum, fiind mat, vom avea zone lucioase. Deci cu grijă trebuie să aplicăm pe toată suprafața. Întoarce. Asta mai moale, așa. Topul acesta e cu degresare, da? Pentru cele care știți și lucrați cu el, știți că el trebuie degresat. Întoarce. Bacă degetul ăsta. Să nu le încurc, să mai dau mas și pe acolo. Mă ceasul să nu. Nu tace. Câteva secunde se formeze blicul. Nu tace. Aici un pic astrâng. Pentru că noi avem aici mai multă culoare, s-ar putea să-l avem un pic denivelat și atunci aplicăm un pic mai mult top, da? Uitați. Bacă. Bacă toată mâna aici. Bun, mă mai adun de aici un pic până... Întoarce. Așteptăm câteva secunde. Cât ține topul la lampă? La final am mai pus să țină un minut. Întoarce la top. Bagă câte o unghie și la final mai ține un minut. Bacă? Bun. Acesta îl lăsăm un pic să răcească, da? Cel mat și după aia degresăm. Ia uitați ce frumos e modelul. Ce fain s-a dispersat. Aici trebuie să dăm o pilă în vârf. Da. Dăm cealaltă. Întoarce. Bună, de ce se dezlipește gelul de unghie la vârf după două zile? Încearcă să-ți cureți unghia naturală pe vârf. Da? Unghia naturală are tendința de a se desprinde de gel. Da. Încarci puțin unghiuța și cureți cubitul pe sub. Așa fac și eu, da, așa procedez și eu. Pentru că am unghiile foarte subțiri. Și atunci când tu lucrezi sau, nu știu, mai faci gen așa, mai șurului ceva, automat se desprinde. Da.
Ia cu ceva acolo. De ce? Și felul ăsta arată foarte bine. Și ce fain s-au amestecat astea. Am făcut alegerile? Mhm. Să știi că n-am mai făcut combinația asta de roz cum o fac până acum. Dar ce? Arată bine. Da. Degetul ăsta. Bun. Hai să degresăm astea să le vedem pe cele mate. Bia, bun duc. Vă drăgăm, te puși să ai spus. Hello, Bia, pupici. Mulțumesc. Nici mi-am băut cafea. Degresăm foarte, foarte bine și apoi venim și dăm o pilă în vârf. Așa. În felul ăsta ne verificăm dacă nu avem ceva curs, ne îmbunătățim un pic forma. Ce cum te-ai făcut copilă? Că ți-am dat sângele. Bun. Și eu mai șterg încă o dată. Ai praf și aici? Da. Mai șterg încă o dată. De praf. Și astea sunt unghiuțele. Hai să iau. Că celelalte s-au pus gata. Așa sunt unghiuțele noastre. Așa arată ele și din profil. Ia uitați ce drăguț e modelul. Și ce bine s-a împrăștiat așa. Dăm și cele. Și asta e varianta lucioasă. Vouă care vă place mai mult. Lucios. Pune așa. Opa. Așa. Sau mat. Te focalizăm. Lumina. Acțiune. Așa. Vă pup, fetelor. Vă mulțumesc că ați stat cu mine. Nu vă mai promit mat. Uite, Anda vrea mat. Sunt mai drăguțe mate. Nu vă promit când o să mai intru live. Cu prima ocazie, când prind o clientuță care e de acord, aici sunt. Vă pup, fetelor. O zi minunată. Pa!